Ce se întâmplă când citești? Când citești cărți? De joc sau? Ce dumneavoastră credeți că Bill Gates are timp să citească? Păi, dacă îmi place, dau like. Dacă nu-mi place, nu dau like. Ti se face poftă să citești și mai mult, să cumperi și mai multe cărți. Și-ți cumperi și mai multe cărți și nu te poți opri, ca un drog. Deci, cititul ar trebui interzis. Bill Gates citește 50 de cărți pe an. Păi de-aia nu mai e la primul loc la bogați. Dar când citești cartea clasică, n-ai nevoie de nimic, doar de ochi. Deci eu personal citesc carte pentru că e mai ieftin. De Black Friday, intră pe litera.ro pentru reduceri de până la 90% și cărți cadou în fiecare zi.